au început lucrările la canalizarea din stațiunea montană Straja. Operatorul de apă din Valea Jiului are la dispoziție 14 zile să finalizeze proiectul, după care toate pensiunile și cabanele se vor putea racorda la sistemul de canalizare. Echipa de la Apa Serv a început lucrările și încă o dată vreau să vă spun că ceea ce se face în interiorul stațiunii Straja se face cu banii operatorului de apă, se zice Apa Serv Valea Jiului. Nu știm când zăpada poate să deșe, pentru a nu afecta sezonul de iarnă și schiul aici în Straja, ăsta este și motivul. De aceea eu cred că într-o săptămână, nu durează o săptămână ca acest lucru să fie terminat. Lungimea rețelei de canalizare e undeva la 1,8 km, sunt vreo 60 de cămine. Noi ne propunem ca în anul cât a mai rămas din anul acesta să realizăm rețeaua până la platoul Soarelui. În timp ce operatorul de apă din zonă lucrează la introducerea sistemului de canalizare, administrația publică locală se ocupă de demolarea cabanelor construite ilegal. De săptămâna viitoare vom începe etapele de demolare pentru cei ce au construcții legale. I-am avertizat personal și mă voi ocupa personal de acest lucru. Cât sunt? Sunt în jur de cel puțin 180 care depășesc suprafețele de construcție ca metraj față de cele declarate la taxe și impozite. Totodată, investitorii din stațiunea montană Straja consideră că introducerea canalizării este un pas înainte pentru dezvoltarea stațiunii. Este cea mai importantă lucrare ce se execută acum în Straja, pentru că era nevoie și de această canalizare. Fără ea n-am mai fi putut continua activitatea în Straja. După cum știți, nu toți avem fose care sunt așa cum sunt. Unii putem să le golim, dar alții chiar n-au nici posibilitatea de golire a lor. E o mare problemă, aveam mari probleme cu mediul, cu sanipidul, din toate punctele de vedere, deci chiar este foarte necesară. Investiția Apa Serv este de 1,2 milioane de lei și este făcută doar cu banii din economiile Societății de Apă din Valea Jiului.